Și 3 decembrie 2020, cuvânt primit de la domnul de Ruth Smith, China. Ruth, am întrebat, Doamne, ai vrea să-mi dezvălui ceva despre vaccin? Domnul, vaccinul este pe cale să fie implementat, iar persecuția va urma imediat, nu-l luați în niciun fel. Oricine îl va lua din propria sa voință, în momentul când o va face, va fi instantaneu separat de mine și se va pierde pentru totdeauna, nu va mai putea fi răscumpărat. Lacul de foc și pucioasă va fi casa lui veșnică, chinul nesfârșit va fi destinul lui veșnic. Ruth, am întrebat, Doamne, oamenii spun că există vaccinuri de la mai multe agenții, atât interne, cât și străine, nu știm care este semnul fiarei, pecetea din Apocalipsa. Ce părere ai despre asta? Domnul, fiica mea, indiferent de vaccin, nu-l luați. Cei care spun aceste cuvinte au ales deja vaccinul fiarei, Satan, în inimile lor, nu m-au ales pe mine. Dumnezeul atotputernic, cel care le poate arunca sufletele și trupurile în iad. Ei nu cred că eu sunt este capabil să-i protejeze, pentru că nu mă cunosc deloc. Indiferent de ce va urma. Cu siguranță eu îi voi proteja pe cei care își pun credința în mine, căci ei se încred în mine cu toată inima, sufletul, mintea, puterea și tot ce au. Numai astfel de oameni sunt adevărații mei fii și fiice. Eu sunt un Dumnezeu adevărat, oricine are încredere în mine nu va fi rușinat, eu sunt protejez pe toți cei care îmi aparțin cu adevărat. Iisus Hristos.